Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Subiectul de azi, Ioan de Kronstadt, cunoscut pentru spovedirea în masă a credincioșilor. Ioan de Kronstadt, pe numele real Ivan Ilie Sergiev, născut la 19-31 octombrie 1829 la Sura, în Republica Socialistă Federativă Sovietică Rusă, URSS, decedat la Kronstadt, San Petersburg, Imperiul Rus, a fost un protoereu, mitrofor ortodox rus și membru al Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse din 1906. Era cunoscut pentru spovedirea în masă a credincioșilor, pentru numeroasele minuni și acțiuni caritabile, precum și pentru vederile sale monarhiste, șovine, antisemite și anticomuniste. Ioan este un sfânt al Bisericii Ortodoxe Răsăritene și ca atare este cunoscut sub epitetul de cel drept. S-a născut în satul Nordic Sura, lângă Marea Albă, din regiunea Arhanghelsk a Rusiei. Provenea dintr-o familie săracă, dar cucernică, tatăl său fiind paracliser, diacioc, al bisericii locale. La naștere, copilul părea atât de slab și de fragil, încât părinții lui s-au grăbit să-l boteze, dându-i numele Ivan în cinstea sfântului Ioan de Rila, care era sărbătorit în acea zi. Satul Sura, de pe cursul superior al râului Pinega, în regiunea Arhanghelsk din nordul Rusiei, este locul de naștere al sfântului Ioan de Kronstadt. Sura este unul dintre cele mai străvexate ale poporului nativ Ciud și chiar azi are activitate păgână și influențe de rit vechi. În singura scrisă autobiografică alcătuită de sfântul Ioan și publicată într-un număr din 1888 al revistei Sever, Nordul, el își descrie copilăria timpurie. Sunt fiul unui paracliser din satul Surs, districtul Pinieisk, provincia Arhanghelsk. Din fragedă pruncie, pe cât de timpuriu pot să-mi amintesc, la vârsta de 4 sau 5 ani, poate chiar mai devreme. Părinții mei m-au învățat să mă rog și prin starea lor sufletească, duhovnicească, m-au făcut să fiu un băiat cu cuget creștin. Când aveam 6 ani, tatăl meu mi-a adus un abecedar și mama mea a început să mă învețe alfabetul, dar cititul și scrisul le-am deprins cu mare greutate, lucru care a fost pricina a nu puțină întristare pentru mine. Pur și simplu nu puteam să înțeleg legătura dintre vorbitul și scrisul nostru. Pe vremea mea, cititul și scrisul nu erau învățate ca azi. Noi toți eram învățați azi pentru A, buche pentru B, vedi, etc., ca și cum A era un lucru și azi un lucru diferit. Multă vreme această înțelepciune mi-a scăpat, dar, fiind învățat de tata și mama să mă rog, mâhnindu-mă pentru eșecurile mele la învățat, m-am rugat fierbinte lui Dumnezeu ca El să-mi dăruiască înțelegere. Și mi-amintesc cum, pe neașteptate, a fost ca și cum s-a ridicat un văl de pe mintea mea și am început să înțeleg bine învățătura. Când am împlinit 10 ani, am fost luat la școala parohială din Arhanghelsk. Firește, tatăl meu primea un salariu extrem de mic, astfel că trebuie să fi fost extrem de greu de trăit. Deja înțelegeam situația reală a părinților mei și din această pricină, nepriceperea mea la școală era într-adevăr o nenorocire. Mă gândeam puțin la semnificația pe care studiile mele o vor avea asupra viitorului meu și mă mâhneam îndeosebi pentru faptul că tatăl meu cheltuia zadarnic ultimii bănuți pentru a mă susține. Lăsat în Arhanghelsk complet singur, am fost lipsit de părinții mei și a trebuit să dobândesc totul eu însumi. Printre băieții din grupul meu de vârstă, din clasă, nu am găsit, nici nu am căutat sprijin sau ajutor. Ei toți erau mai înzestrați decât mine. Eu eram ultimul elev din clasă. Suferința a pus stăpânire pe mine. Apoi m-am întors pentru ajutor către Atotputernicul și în mine a avut loc o schimbare. Într-un timp scurt am progresat atât de mult, încât am încetat să fiu ultimul din clasă. Cu cât înainteam, deveneam tot mai bun în studiile mele și la sfârșitul claselor am fost printre primii transferați la seminar, pe care l-am terminat primul în 1851 și am fost trimis la Academia din Petersburg cu bursă întreagă. Se cunosc puține lucruri despre primii săi ani de viață, mai ales din amintirile târzii ale persoanelor care l-au cunoscut. În autobiografia sa, el afirmă că părinții lui l-au dat la școala parohială din Arhanghelsk, dar a fost la început un elev mediocru, deoarece studiul îi se părea dificil. Cu toate acestea, s-a rugat cu ardoare și a primit inspirație, așa că a devenit un elev bun la învățătură și după ce a absolvit seminarul teologic de la Arhanghelsk, 1851, a fost admis ca student bursier la Academia Teologică de la San Petersburg, capitala Imperiului Rus. Colegii lui de la Academie își amintesc că el vorbea permanent despre smerenie. În 1855 a absolvit Academia Teologică al 35-lea din cei 39 de studenți. În timpul studiilor își dorea să devină misionar, dar după absolvire a întâlnit-o pe Elizaveta.
1829-1909, fica protoereului Constantin Nesvitski de la Catedrala Sfântul Andrei din Kronstadt și s-a căsătorit cu ea. A fost hirotonit diacon la 10 decembrie 1855 de către episcopul Hristofor Emauschi, vicar al mitropolitului de Sankt Petersburg, în Catedrala Sfinții Petru și Pavel din Sankt Petersburg, apoi preot la 12 decembrie 1855 în Catedrala Sfântul Andrei din Kronstadt. A slujit timp de 53 de ani la această biserică până la moartea sa. În 1875 a fost avansat protoiereu, în 1894 a fost numit rector al Catedralei Sfântul Andrei și în 1899 a primit rangul de protoiereu mitrofor. Ivan Sergeev a devenit un preot foarte pios, petrecându-și viața în rugăciune și penitență și vizitându-i pe sărași pe care ajuta adesea cu haine și cu bani. După căsătorie a refuzat în mod surprinzător să aibă relații sexuale cu soția sa în ciuda plângerilor ei, adresate autorităților bisericești. Tânărul preot avea un comportament neobișnuit și a introdus unele practici inovatoare. Mergea pe stradă rugându-se permanent și ținându-și brațele încrucișate pe piept. A început să slujească liturghia în fiecare zi. În timpul slujbelor religioase se comporta foarte expresiv, abătându-se de la textul obișnuit și întorcând spatele la altar. A introdus practica spovedirii și împărtășirii frecvente, în loc de una, două ori pe an, așa cum era obiceiul până atunci. A relaxat unele cerințe pentru împărtășirea credincioșilor. În special, a permis împărtășirea femeilor aflate în timpul menstruației, ceea ce era de obicei interzis. Autoritățile bisericești nu au perceput pozitiv aceste inovații. Biograful Kizenko notează că, în unele aspecte, comportamentul lui Ioan era o reminiscență a practicii protestanților, iar în altele copia practica membrilor sectei Hlâstii. Cu toate acestea, această practică a atras atenția asupra tânărului preot și a permis să-și arate carisma. Treptat, preotul Ioan a adunat un cer de admiratori persistenți care doreau să-i se spovedească și să fie împărtășiți doar de el. Majoritatea covârșitoare a acestora erau femei. O parte dintre admiratorii lui Ioan au format o secta ioaniților care era condusă de fica spirituală a lui Ioan, Matriona Ivanovna Kiseleva. Kiseleva a primit în sectă numele Porfiria sau Teotokos. Ioaniții credeau că lumea, așa cum o cunoșteau, urma să se sfârșească probabil după Revoluție și că oamenii puteau să se mântuiască doar prin căutarea lui Dumnezeu, urmându-l pe preotul Ioan. Unii credeau că părintele Ioan era profetul Ilie, alții că era Iisus Hristos, iar încă alții că era Domnul Savaot. Ioaniții răspundeau povești despre minunile lui Ioan și vindeau obiecte care îi aparțineau și aghiasma care fusese sfințită de el. Preotul Ioan de Kronstadt a devenit cunoscut în întreaga Rusie, după publicarea unui articol dedicat lui în ziarul Novoe Vremia, în traducere Vremea Nouă, în 1883. Novoe Vremia era un ziar pro-guvernamental conservator cu puternice idei antisemite, de exemplu, în afacerea Dreyfus de mai târziu a susținut poziția procurorului și l-a atacat pe Emil Zola. Într-un număr al ziarului a apărut un articol în care 16 persoane au spus că au fost vindecate prin rugăciunile preotului Ioan, care le-a recomandat să trăiască după voia lui Dumnezeu și să se împărtășească cât mai des posibil. Acest articol a fost discutat în ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, cel mai înalt for bisericesc, deoarece publicarea sa fără cenzură religioasă era o intervenție în treburile bisericii. Ierarhii sinodului erau dezorientați, iar mitropolitul Isidor Nikolski, superiorul ierarhic al preotului Ioan, era nemulțumit, dar nu a putut să ia nicio măsură. Ioan a înființat o organizație specială de ajutorare, denumită Casa Industriei, care a fost deschisă la Kronstadt în 1882. Ea avea o biserică proprie, o școală elementară pentru băieți și fete, un orfelinat, un spital pentru toți bolnavii care veneau acolo, o pensiune, o librărie publică cu acces gratuit, un adăpost pentru cei săraci care găzduia 40.000 de oameni în fiecare an, mai multe ateliere unde cei săraci munceau pentru a câștiga bani, o cantină publică ieftină care oferea aproximativ 800 de mese gratuite în timpul sărbătorilor și un motel pentru călători. La începutul anilor 1890, preotul Ioan devenise atât de cunoscut că zilnic veneau la el mii de oameni din toată Rusia. El practica spovedanii în masă, în cursul cărora mii de oameni își mărturiseau păcatele și intrau într-o stare de frenezie, adesea însoțită de isterie și lacrimi.
Chiar și țarul Alexandru al III-lea al Rusiei l-a chemat în 1894 pe preotul Ioan la Palatul Livadia din Crimea, încercând să se vindece de o boală incurabilă. Ioan a pretins mai târziu că a înviat morții, dar că nu a reușit să-l vindece pe țar prin rugăciunile sale. Preotul a fost venerat încă din timpul vieții ca sfânt, datorită faimei sale de rugător, vindecător și vizionar. Membrii sectei ioaniți au ajuns să afirme că părintele Ioan era chiar Dumnezeu. Ioan i-a condamnat pe participanții de la pogromul de la Chișinău din 1903, dar apoi s-a răzgândit și a cerut scuze celor pe care i-a ponegrit și i-a acuzat pe evrei pentru producerea pogromului. În timpul Revoluției Ruse din 1905, el a contribuit la organizarea membrilor mișcării Sutele Negre, ca miliție pentru a ajuta poliția în lupta împotriva extremiștilor de stânga și pentru a restabili ordinea. După proclamația din octombrie, a fost unul dintre fondatorii Uniunii Poporului Rus. Ioan a fost singurul dintre preoții catedralei Sfântul Andrei care a fugit din Kronstadt în timpul revoltei din 1905. Restul preoților de la catedrala Sfântul Andrei au rămas pe loc și au îndemnat pe rebeli să oprească revolta. Presa l-a acuzat de lașitate pe Ioan după acest gest, iar revistele au publicat caricaturi ale fugii preotului. Lev Tolstoi, Nicolae Leskov și Maxim Gorki au avut păreri negative cu privire la Ioan de Kronstadt. Gorki l-a numit pe Ioan de Kronstadt artistul bisericilor imperiale. În 1909, țarul Nicolae al II-lea a emis un decret prin care instituia comemorarea Sfântului Ioan în Biserica Ortodoxă Rusă. Ulterior, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a emis un edict pentru prăznuirea Sfântului Părinte Ioan în fiecare an în ziua morții sale. În 1964, Ioan de Kronstadt a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Rusă din afara Rusiei în prima canonizare independentă de Patriarhia Moscovei. Sfântul Ioan Maximovici de San Francisco a jucat un rol activ în pregătirea canonizării Sfântului Ioan. Arhimandritul Constantin Zaitsev, un binecunoscut ideolog conservator al Rokor, credea că cei mai puternici patroni cerești ai Rusiei erau preotul Ioan de Kronstadt și țarul Nicolae al II-lea împreună cu familia sa. În 1990, după punerea în aplicare a reformelor din cadrul programului Perestroica și liberalizarea vieții bisericești în Uniunea Sovietică, Ioan a fost canonizat de Patriarhia Moscovei. Icoanele Sfântului Ioan de Kronstadt îl portretizează adesea ținând în mână un potir de împărtășanie pentru că el a reînviat în Biserica Ortodoxă Rusă tradiția apostolică a împărtășirii credincioșilor la fiecare sfântă liturghie. Viața și opera sa sunt comemorate în zilele de 20 decembrie, 2 ianuarie și 19 octombrie, 1 noiembrie. Mănăstirea Ioannovski, a doua cea mai mare comunitate monahală din Sankt Petersburg, e strâns legată de numele lui Ioan de Kronstadt. A fost întemeiată de protoereul Ioan, care a îngrijit-o din punct de vedere spiritual în timpul vieții sale. Moaștele Sfântului Ioan se află în această mănăstire. Monumente ale Sfântului Ioan de Kronstadt au fost amplasate la Kronstadt, Irkutsk și Moscova. Casa din Kronstadt, în care a locuit preotul Ioan, aflată pe strada Posatskaya, numărul 21, e acum muzeu. La un secol de la adormirea sa, marele arhipreot Sfântul Ioan de Kronstadt rămâne o figură reprezentativă, un om cu un devotament fenomenal față de Dumnezeu, împodobit cu o viață de rugăciune profundă și minunată, și o simpatie adâncă față de săraci care încă uluiește cu soluțiile sale creatoare și energice. După o copilărie săracă în regiunea Arhanghelsk, o regiune izolată din Rusia și absolvirea seminarului din Sankt Petersburg, părintele Ioan Sergiev a fost numit în portul agitat al Kronstadtului, unde nu numai că slujea zilnic liturghia și se ruga până târziu în noapte, dar lucra neîncetat pentru a alina nevoile duhovnicești și materiale ale fiecarei persoane pe care o întâlnea. Sprijin pentru clerici, monahi, negustori, studenți și săraci, el mijlocea și ajuta pe oricine îi cerea, rus sau străin, creștin, musulman, evreu sau necredincios. Înțelepciunea Sfântului Ioan ajungea azi până la noi prin reflexiile sale sincere consemnate în scris în Viața mea în Hristos și prin mijlocirea sa. De asemenea, pentru creștinul care are posibilitatea de a vizita Rusia și Estonia, există o moștenire materială substanțială a vieții și slujirii sale. O sumă de locuri pe unde a trecut Sfântul Ioan de Kronstadt și pe care le-a marcat prin dragostea sa, ca și prin lucrarea sa concretă ca păstor. Printre aceste locuri se numără mănăstirea de Mai Sfântul Ioan, teologul întemeiată de Sfântul Ioan, în satul său natal Sura din regiunea Arhanghelsk, în nordul îndepărtat al Rusiei.
Mănăstirea de Maici Puhtița, a adormirii Maicii Domnului din Republica Estonia, pe care el a păstorit-o în primele sale decenii. Moaștele Sfântului Ioan din celebra mănăstire, tot de Maici a Sfântului Ioan de Rila din Sankt Petersburg, locul propriei biserici a Sfântului Andrei din Kronstadtul învecinat, unde a slujit în toată viața sa preoțească, împreună cu a doua biserică mai mare din Kronstadt, Catedrala Marinei a Sfântului Nicolae, a cărei construire el a inițiat-o și căreia i-a pus piatra de temelie. Și în fine, propria casă a părintelui Ioan, un apartament la etajul 2 în Kronstadt, unde a trăit cu soția sa Elisabeta, vreme de jumătate de secol până la adormirea lui în 1908. Un pelerinaj la mănăstirea Sura nu este cumplit de greu dacă aveți timp, dar nici nu este pentru cei fricoși. De la Moscova la Arhanghelsk sunt circa 1200 de kilometri, 21 de ore cu trenul. De la Sankt Petersburg sunt 25 de ore cu trenul. De la Arhanghelsk se ia un al doilea tren care circulă la două zile câteva sute de kilometri până în orașul Carpogori. De la Carpogori se poate lua un autobuz care circulă ocazional la Sura, dar cea mai bună variantă este de a lua un taxi sau o mașină particulară. Din păcate, vapoarele cu aburi de râu pe care se îmbarca de obicei Sfântul Ioan de Sankt Petersburg la Sura au fost întrerupte după Revoluția Rusă. Prieteni, ne oprim aici pentru astăzi. Sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!